Vă salut din nou, încercarea numărul 2. Se pare că, virgulă, calitatea de pe laptop, ceea ce privește filmarea, nu este strălucită, așa că am decis să refac tutorialul live. Așa cum ziceam, voi veni cu o variantă îmbunătățită a strunelor de fluorocarbon, și anume strunele de fluorocarbon pe care le folosesc în pescuitul de aici, de pe la noi. E posibil să fie delay-uri, e posibil să nu poată să-mi apară comentariile, nu-mi dau seama exact cum merge internetul, dar din ce am observat de pe telefon se uploadează la calitatea la care se înregistrează pe telefon cele din urmă, așa că ar trebui să iasă un tutorial vizual mai calitativ. După cum am zis, strune de fluorocarbon, hai să stric struna de mai înainte. Salut, Rareș! Stric struna de mai înainte, tot mă și sună cineva care e acum în Delta, nu contează. Bun, deci aveți nevoie de fluorocarbon, în cazul de față recomand un sufix de... Eu în cazul de față folosesc un sufix Invisalign de 0,79, este o grosime pe care o folosesc cel mai des pentru... ce funcție de ce alegi lungimea strunei, în funcție de tehnica de pescuit. Andrei, eu de obicei folosesc strune cam de 25-30 de centimetri. Știu că nu prea am semnal, dar o să se aplodeze la o calitate mai bună când se aplodează de pe telefon. Cel puțin așa sper. Va rămâne să vedem. Asta e Delta Dunării, n-am ce să fac. După cum vedeți, sunt cam pe malul apei. Acolo e barca, ponton, la Living in Delta. Fac ce pot din situația actuală. Așa, mai am o singură agrafă VMC mai solidă. Mai aveți nevoie de o bridă. Bridele, în general, le găsiți la magazinele de pescuit de uz general. Deci găsiți cam la orice magazin bride. Dacă struna este de un 0,70-0,80, vă recomand bride de 1,8-2 mm. În cazul ăsta am niște bride de 2 mm. Pac brida, pac struna, pac agrafa. Românii au talent. Am încercat și la șalău. Acum încerc să explic, mai și răspund la mesaje între timp. Odată ce am făcut bucla aceasta, eu țin degetul de obicei aici ca o piedică și mai strâng un picuț bucla. Adică trag de capătul ăsta lung până se mai îngustează bucla, nu strânsă de tot, adică trebuie să aibă puțină mișcare agrafa aceasta. Așa, strângi foarte tare. Dacă ai un clește de bride, e și mai bine. Așa. Se poate face și cu nod, doar că atunci agață mai multă iarbă. Eu de obicei strâng și cu zona unde taie cleștele, unde, cu care poți să tai sârmă, diverse obiecte. Cum se vede, brida are niște fante, tocmai ca să fie cât mai țeapănă. După care, în funcție de ce lungime preferați, eu la jerkbait-uri, de exemplu, jerkbait suspending, prefer strune mai subțiri, dacă tot a întrebat cineva de lungimea strunelor. Acum o tăiem de o lungime potrivită, de obicei le tai ochiometric. Ce e fain la strune de fluorocarbon este că nu atârnă greu după nălucă și ajută foarte mult ca năluca să evolueze cât mai natural. Deci, după cum vedeți, am o strună cu un capăt neterminat. Pentru a termina acest capăt și a putea să-l legăm, folosiți o brichetă. Eu folosesc de obicei brichete antivânt. Încălziți puțin capătul și turtiți în așa fel încât să se facă un capăt ca o ciupercă. Sper că se vede aici. Nu-mi dau seama exact, trebuie să o țin pe fundal mai negru. Și practic are exact formă de ciupercă capătul, dacă o să repetați această procedură. Asta e struna. Deci a durat 4 minute și ceva cu foarte multe explicații să fac această strună. Deci poți să faci 10 strune din astea în 10 minute.
Lejer. Salut, Flavius. După care eu leg direct de textil, fac un Uninode, unic not, se scrie dacă căutați pe Google, bag textilul de 5-6 ori prin buclă, umezesc. Foarte bine. Strâng cât de cât, dar nu strâng tare de tot, pentru că se subțiază și se îngroașă în fluorocarbon. Strâng suficient cât să mai alunece pe fluorocarbon. După care trag până glisează în drept cu ciupercuța. Și ce să vezi? Acolo rămâne. Nu o să reușiți să rupeți capătul acesta al fluorocarbonului, ciupercuța aceea care este ca o contră. Ba mai mult, puteți să dați foarte scurt și textilul și aveți o strună care se agață foarte, foarte puțin. Ba mai mult de atât, trece inclusiv prin vârful inelului lansetei, chiar dacă este un inel de 4,5, 4 microinele, ce vreți voi. De ce spun despre acest detaliu? Pentru mine contează foarte mult să pot să trec struna, capătul strunei, prin primele două inele, pentru că de multe ori agăți nălucile în ștepi, nu știu ce, sub apă, să zicem că este la o lungime mai mare decât pot să bag eu mâna în apă după strună sau după nălucă. Astfel, de exemplu, la jig, foarte simplu, bag vârful, trag vârful până la agrafă, împing puțin și iese năluca afară. Asta când pescuiești din barcă pe apă mică este o chestie maximă. Salvează foarte mult timp, nervi, stres, taca-paca. După cum vedeți, am o strună foarte hidro-aero-fuzio-mega-super-dinamică și aerodinamică, care trece prin iarbă, nu agață iarbă, cu o agrafă, două loc. Este o invenție recentă, chiar de anul ăsta, mi-a puiat capul. Și este foarte bună pentru pescuitul știucii. A devenit în câteva partide varianta preferată de a face strune pentru pescuitul știucii. Sper că vă ajută și acest tutorial din ziua de astăzi. Nu uitați să dați un like, un subscribe. O să încerc să vă mai fac live-uri din Delta Dunării, în măsura în care pot. Uite, vin bărci constante aici. Și la fel, like, subscribe, alea, bineînțeles, apăsați clopoțelul dacă vreți să fiți ținuți la curent cu ultimele noutăți ale canalului de YouTube. Dacă vreți să știți ce am făcut astăzi, n-am făcut mai nimic, am explorat foarte mult și n-am prins decât câteva mârlițe amărâte și bibanii au răspuns foarte nasol, dar sper să repar această situație în zilele următoare. Fire întinse, aici Andrei Sava, să ne auzim cu bine!